Legea celui mai puternic de Dominic Bush este unul dintre cele mai puternice texte pe care le-am întâlnit în ultimii ani. Este un text despre o problematică extrem de actuală, legată atât de corupția morală a individului, cât și de falimentul mediului în care trăim. Este un text care vorbește despre exploatare, este un text care vorbește despre capitalismul de azi, este un text care vorbește despre condiția artistului în capitalismul și în societatea de azi, este un text care pune multe întrebări și care cred că se încadrează într-o direcție mai mare pe care o cercetez de câțiva ani, numită Teatrul Conștiinței. Ceea ce mi-am propus și ne-am propus împreună cu echipa de la Teatrul de Nord din Satul Mare este să realizăm un spectacol vehicul de imaginație. Cred că unul dintre cele mai remarcabile lucruri care pot fi spuse despre text este că este la limita dintre teatru și film. Și ceea ce ne-am propus noi este să provocăm limitele teatrului, să provocăm spectatorul de teatru și să-i propunem o experiență aproape imersivă. O experiență în care spectacolul pe care noi îl construim se întâmplă de fapt în imaginația lui, nu neapărat pe scenă. Am lucrat mult cu sound design, cu muzică, cu elementa capela. O să aveți ocazia să vedeți o trupă remarcabilă de 11 actori care cântă, care creează atmosfere, care sunt imaginativi și care vă vor purta prin acest carusel al imaginației, cum ne place nouă să-l numim. Experiența de lucru și, de fapt, atmosfera pe care am găsit-o la Satul Mare a fost și cea care a inspirat alegerea acestui text și a formulei acestui proiect. Mi se pare o trupă aflată într-un moment foarte special al existenței ei, într-un moment de maturizare, într-un moment în care crește, într-un moment în care devine conștientă de abilitățile și capacitățile dovedite în timp și în care are nevoie să înflorească. Și doresc foarte tare ca, cu ocazia acestui spectacol, să primească această recompensă pe care o merită cu vârf și îndesat. Pentru că s-a muncit foarte mult. S-a muncit foarte mult în general la Satul Mare, s-a muncit foarte mult în special în acest proiect și cred că s-a ajuns la un veritabil exercițiu de virtuozitate. Acum, apropo de două lucruri care sunt aparent contradictorii, cred că tema spectacolului și forma spectacolului, mi-aș dori, apropo de acest teatru al conștiinței, să reușim să facem spectatorul să-și pună întrebări. Spectacolul e departe de a fi un spectacol social sau un spectacol activist sau un spectacol documentar. Este un spectacol poetic despre problemele lumii de azi. Lumii de azi văzute așa cum e ea, în complexitatea ei, specifică atât pentru România cât și pentru ceea ce se întâmplă la nivel macro. Se vorbește despre Columbia, dar ar putea fi la fel de bine să fie și Roșia Montană, un subiect care nu e așa, este extrem de acut în ziua de azi și sunt mulți cei care încă îl dezbat. Vorbește despre raportul dintre țările civilizate puternice din punct de vedere economic și țările mai puțin dezvoltate, așa cum suntem și noi. Vorbește despre ce înseamnă legea junglei sau legea celui mai puternic, despre cum cel puternic poate și cât ar trebui să-l lăsăm să-și impună puterea asupra noastră. Și pune întrebări legate de rolul individului și al societății civile, ce își asumă, cine e el ca identitate și cât se regăsește în lumea din jur. Legea celui mai puternic vine în continuarea unei direcții artistice pe care am început-o împreună cu Cristi Vieriu, sound designerul și compozitorul cu care lucrez și aici acum aproximativ 5 spectacole, aș putea spune. Este o direcție de teatru muzical poetic care cred că cu ocazia spectacolului de la Satul Mare se împlinește așa în formula cea mai dezvoltată pe care am făcut-o până acum. Mie îmi place foarte mult și m-a pasionat întotdeauna ideea de a inventa limbaje și de a provoca partenerii mei de creație, atât din rândul actorilor cât și al celor din echipa intimă a regizorului, ca să zic așa, la co-crea, la un tip de muncă colectivă în care fiecare își aduce aportul, iar rolul meu cumva este de a cataliza și de a edita materialul la final.
Spectacolul pe care îl consider așa cel mai apropiat de legea celui mai puternic și pe care, care de fapt este ultimul pe care l-am realizat înaintea ăstuia, este Dragonul de Aur de la Sfântul Gheorghe. Diferența dintre cele două este că acolo am capitalizat exact același tip de idei teatrale și artistice într-o zonă de mișcare, iar aici am dus tot acest concept într-o zonă de sunet. Urmează să continuăm această cercetare tot împreună la Râmnicu Vâlcea în următorul nostru proiect și sper să reușim să creăm o formulă de spectacol care rezistă prin ea însăși. Pentru că avem un crez foarte clar despre ce rol poate juca teatru azi în societate. Și cred că asta este una dintre perspectivele extrem de importante pentru artistul zilei de azi. Și nu numai pentru artistul zilei de azi, și pentru producătorul zilei de azi și pentru instituțiile de cultură din această țară, să ne întrebăm cu ce putem fi relevanți, ce putem aduce noi, ce rol jucăm în fața unei societăți atât de debusolate într-o era a schimbărilor de paradigmă. Răspunsul pe care noi îl dăm este că noi putem crea empatie. Marele avantaj al artei și cu atât mai mult al teatrului care se întâmplă live și care se conectează real cu spectatorul, creând o experiență unică, de fapt, pe muchia scenei, între sală și actor, este de a putea deschide subiecte, de a putea avea acces la o latură mult mai sensibilă a audienței, pe care un articol de ziar sau o activitate, nu știu, activist militantistă de obicei nu îl atinge. Și îmi propun pe mai departe să continui acest lucru pe tărâmul conștiinței sociale. Cred în artistul responsabil, cred în artistul lucid și cred în artistul care își asumă acest rol de pionier, de a vedea puțin înaintea celorlalți niște lucruri și a exploata la maxim privilegiul pe care îl are de a fi liber în discurs.